Ok, haideți să discutăm puțin despre întreținerea lanțului, despre curățarea acestuia și ungerea acestuia. Am lăsat acest lanț după ce l-am spălat, l-am lăsat să vedeți cum se face dacă nu-l gresăm. Deci observați rugina, da? Și el devine foarte, foarte robust. Acest lucru, sunt mulți dintre voi care spuneți că trece sau un lanțul, poate este ieftin și mai bine iau altul sau la fel și la pinioane. Dar nu țineți cont de un lucru foarte, foarte important. Un lanț ca acesta, care este ruginit și merge foarte greu, automat vă ia și din puterea motorului. Pe lângă faptul că riscați oricând să se rupă, să ruginească și fiind așa rigid să pleznească la un șoc mai puternic, vă ia efectiv din puterea motorului. Un lanț și niște pinioane care sunt unse corespunzător merg mult mai ușor și de aceea ajută și la puterea motorului, la transmiterea puterii la roată. Acum, după ce ați spălat lanțul cu soluții de curățat, șampon auto sau apă, cu săpun, cu șampon sau mai știu eu ce folosiți, așa, curățarea lui ar trebui făcută și cu un produs special pentru degresat. Acum, mulți dintre voi folosiți benzină sau spray de discuri sau mai știu eu ce. Nu este chiar ok, mai ales în cazul lanțurilor cu O-ring sau X-ring. Acesta afectând acele inele de cauciuc, deci prin compoziția lor sunt de cauciuc și orice substanță care atacă cauciucul va ataca acele O-ring-uri sau X-ring-uri și astfel vor crăpa sau pur și simplu se vor rupe. De aceea, în special în cazul lanțurilor cu O-ring sau X-ring, aveți mare grijă ce substanțe folosiți, uitați-vă bine pe ele să fie pentru acest tip de lanț. La lanțurile normale, cele clasice, fără O-ring, nu este chiar așa de mare problemă dacă folosiți benzină sau spray de curățat discurile sau de frână sau altceva. Dar în cazul lanțurilor cu O-ring, acestea fiind și foarte scumpe, este foarte important ce produse folosiți. De asemenea, deci, acum discutăm de clean, da? De curățarea lanțului. Avem aici un spray de la Motul, care este Chain Clean și scrie pe el că este pentru O-ring, X-ring, Z-ring. Nu este foarte important că folosiți de la Motul, la Motorex, de la Liquimoly, de la orice firmă doriți dumneavoastră. Important este, v-am spus, să fie destinat lanțurilor cu O-ring. Apoi, foarte important iarăși pentru curățare și foarte ieftină este o asemenea perie. Această perie este undeva la 25-30 de lei, ceva de genul, dar este foarte, foarte utilă. Vedeți, are forma aceasta, are niște peri, deci curăță lanțul de jur împrejur și are niște peri de o asemenea natură încât să nu deterioreze O-ring-urile, dar în același timp să curețe mizeria. Așa, folosiți o perie ca aceasta sau alt tip de perie dacă nu aveți. Apoi, Ungerea la fel. Aici avem o gamă de la Motul, care la fel este trecut pe ea, deci Chain Loop Road, deci pentru stradă. Acesta este pentru stradă, pentru O-ring, X-ring, Z-ring, da? Este spray de stradă. Acesta este Racing Road, Factory Line. Acesta este cu teflon, da? Vedeți, arată lanțul cu alb aici, rămâne albicios așa pe lanț, este cu teflon, Road Plus, așa. Iar aici avem Off-Road, cum este în cazul nostru, este o motocicletă de teren, deci vom folosi acest tip de spray. Chain Loop, Off-Road, se încadrează, avem O-ring, X-ring, Z-ring, da?
Care este diferența? În primul și primul rând, pe off-road dați mult mai mult de praf, de apă, de alt tip de condiții față de stradă. De aceea, probabil, și compoziția lui este diferită. Acum, o să începem curățarea, o să pulverizăm cu spray-ul și o să curățăm de jur împrejur. Să nu cumva să faceți greșeala să faceți o curățare manuală, să vă gândiți cumva să porniți motocicleta, să băgați în treapta întâi și să o lăsați să meargă. Vă puteți foarte ușor accidenta, să nu faceți acest lucru. Deci, ușor cu ea în neutru, învârtiți roata la mână. Da, să nu cumva să vă accidentați, să vă prindeți degetele sau mai știu eu ce. Ok, să începem curățarea. Ok, am pus un lighean de dedesubt ca să ceea ce se scurge să încercăm să curgă cât mai mult în lighean. O să punem și o cârpă ca să protejăm anvelopa și discul de frână și scârțele și tot. Da, o să punem aici. Așa. Și acum o să începem curățarea. O să pulverizăm ușor. În prima fază o să pulverizăm ușor și o să învârtim ca să aibă timp să acționeze puțin spray-ul. Facem așa de jur împrejur lanțului. Acum am ajuns în punctul de unde am plecat. Mai așteptăm puțin, un minut, două. Eventual puteți să citiți de fiecare dată instrucțiunile pe spray-ul sau produsul ce-l folosiți. De regulă cam asta trebuie făcut. Pulverizat de jur împrejur, așteptat puțin să acționeze, apoi curățat efectiv cu peria și insistat mult mai mult în locurile în care este nevoie. Okay. După ce am așteptat, acum o să dăm la fel cu feria pe unde este nevoie, da? Fix la fel, învârtim, acum putem să luăm dacă nu mai pulverizăm, așa învârtim și dăm cu feria. În cazul în care este foarte murdar, repetați procedeul de câte ori este nevoie, până când acesta se curăță foarte, foarte bine. Este foarte important pentru că automat dacă o să ungeți peste mizerie, nu o să faceți niciun fel de treabă. Lanțul ar trebui să fie cât mai curat. Și după nevoie mai insistăm cu feria sau nu, putem să-l și ștergem cu o cârpă dacă este nevoie și apoi așteptăm să se usuce 5-10 minute și trecem la uns. Ok, după cum observați, deja și-a schimbat mobilitatea, dar lanțul este mult mai mobil față de înainte, automat va merge mult mai ușor roata. Așteptăm să se usuce complet și apoi trecem la partea de uns.
Ok, după ce s-a uscat lanțul, o să ungem. Aplicăm spray ușor, la fel, punem o cârpă ca să nu cumva să dăm pe cauciuc sau pe partea de dis de frână, de spițe și așa mai departe. Ungerea se face pe toată lungimea lanțului. Odată cu el se vor unge și pinioanele. Foarte important să nu puneți în exces. Excesul de lubrifiere nu este bun pentru că atrage praful și reține mai mult praf. Vom pune pe partea din interior, forța centrifugă o să arunce uleiul către exteriorul lanțului. Deci punem pe interiorul lanțului. Ușor. Mare atenție să dați și pe partea de O-ringuri. Foarte importantă ungerea este la îmbinare, la bolțuri și la O-ringuri. Nu este foarte important, cum am mai văzut, pe unii dau din exterior așa. Nu aici este importantă ungerea. Ungerea este importantă unde există și frecarea. Ok. Cam așa arată, uitați-vă cum merge lanțul după ce l-am uns. Da, cum este, nu mai este tare și rigid. Așa, așa arată și O-ringurile. Se vede lubrifierea de pe ele. După cum am spus, nu trebuie nici în exces, pentru că acesta va atrage praful și va reține foarte multă mizerie. Cam asta este foarte important pentru sistemul de transmisie final al unei motociclete. Vă mulțumim pentru vizionare, sperăm că v-a plăcut miniseria noastră de clipuri de întreținere a unei motociclete. Dacă în caz ne-a scăpat ceva, dacă doriți să mai știți ceva anume, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii și vom încerca să ne ocupăm de fiecare speță în parte. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.